prin muncă. Așa a caracterizat Alexandru Dan de această victorie și așa a spus că va fi drumul Rapidului în acest play-off. Multă muncă. Fără muncă nu poți realiza nimic în viață. Nu poți realiza decât prin sacrificiu, dăruire. Dar mai apoi trebuie și partea tactică să răspundem la cerințele noastre. Așa cum am dat și golul, dacă l-ați văzut, o fază lucrată la antrenament, care ne-a ieșit perfect, ceea ce le-am spus jucătorilor înainte de meci, că așa vom da gol. Exact ceea ce doreți de la Rapid, a arătat în seara asta multă determinare. Capul la gheată, cum se spune în limbaj fotbalist. Arătăm de 3 meciuri o determinare. S-a produs o schimbare în mentalitatea jucătorilor, în dorința lor. Au înțeles foarte bine unde joacă. Am schimbat un pic și sistemul de joc. Iar acest lucru s-a văzut în ultimile 3 rezultate. Este un rezultat mare pentru noi. Am întâlnit o echipă foarte bine organizată, o echipă foarte bine pregătită fizic. Și tocmai de aceea, victoria este cu atât mai mare. O diferență mare între acel 3-1 de la Buftea și acest 1-0 de aici. Ăsta este fotbalul, ne-au bătut de 2 ori. Astăzi le-am spus băieților că a venit rândul nostru. Puțină liniște acum, Rapidul este singura echipă care a bătut în acest play-off. Puțină liniște, ați urcat acolo băut. Pe primul loc. A și băut. Da. Nu, liniște va fi doar la sfârșitul play-off-ului, dacă vom reuși promovarea. Pentru că la Rapid, vedeți, mereu este presiune, mereu este tensiune și trebuie să rămânem, asta este cel mai important, ceea ce am spus și după play-off, să rămânem cu picioarele pe pământ. Tocmai asta a fost problema noastră, să rămânem cu picioarele pe pământ. Un meci greu, un meci de luptă, cei de la Ciuc au avut posesia, parcă Rapidul a avut ocaziile mai clare, dar ăsta este, cum s-a cântat și la final, ăsta este Rapidul din Giulești. Ăsta e Rapidul din Giulești, iubește și ai să nebunești, se știe acest cântec. Dar meciul a fost exact așa cum l-am preconizat, ceea ce am vorbit cu băieții. Am mai avut o ocazie imensă la Hristei, care puteam închide jocul la 2-0. Într-adevăr, au avut o posesie poate mai mare cei de la Ciuc, dar o posesie statică, ca să spun. Parcă prea mulți nervi pentru un meci, totuși de Liga a doua, parcă prea mulți nervi. Din partea cui? Din partea celor de la Ciuc și din partea dumneavoastră, v-am văzut pe final. Nu nervi, agitație. Nu nervi. Agitație. Poate câteodată părem exagerați, dar așa, eu personal așa sunt. Poate și ei la fel și-au dorit la fel de mult victoria. Fotbalul până la urmă este un joc, este o bucurie. Iar astăzi ne bucurăm din nou că miile de suporteri rapidiști pot bea un pahar de vin liniștiți. Sper că n-ați spart televizoare, pahare. Acum puteți să vă luați nevestele să le pupați, că sigur v-aș certa cu ele. Urmează Călărașul, pe care Rapidul i-a bătut clar acum două meciuri. Este o eroare să credem acest fapt. Așa cum am spus la începutul acestui play-off, toate cele 6 echipe au șanse egale. Egale absolut toate. Meciul cu 4-0 din campionat cu siguranță nu va semăna cu cel din play-off. Toate echipele sunt apropiate valoric și oricine poate bate pe oricine. Miță, ai făcut un debut fericit și noului președinte. L-am văzut pe Nico foarte emoționat, l-am văzut foarte determinat în tribună. Treaba mea ca antrenor, ne bucurăm că a venit și el lângă noi, treaba mea ca antrenor este pe teren și în vestiar. Cum va promova Rapidul? În primul rând nu știm dacă va promova, ne dorim dacă promovarea. Dacă va promova Rapidul? Jucând, dorind și visând.